Încep înscrierile pentru clasa 0. Începând de ieri, pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean din Mehedinți, este afișat planul de școlarizare pentru ca părinții să știe câte clase pregătitoare vor fi disponibile din toamnă. Inspectoratul Școlar Județean din Mehedinți a anunțat regulamentul și calendarul privind înscrierile în clasa pregătitoare. Cererile se vor depune în perioada 29 martie-28 aprilie. Părinții pot face acest lucru atât online cât și personal. Înscrierile la clasa pregătitoare au demarat în data de 17 martie 2020 cu afișarea pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Mehedinți a metodologiei, a ordinului prin care a fost aprobată această metodologie și a calendarului de înscriere. În data de 29 martie vor începe înscrierile efective pentru elevii clasei pregătitoare, părinții urmând a depune la secretariatele unităților de învățământ aceste cereri tip. Documentele necesare pentru înscrierea elevilor în clasa pregătitoare sunt certificatul de naștere, buletinul unde se află domiciliul părintelui și al copilului implicit și alte documente care să ateste dezvoltarea psihosomatică a acelor copii care împlinesc vârsta de 6 ani după data de 1 septembrie până în data de 31 decembrie. Înainte de acest pas, copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2021 și care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate vor susține o evaluare. Aceasta la fel se poate organiza față în față sau online pentru copiii care nu pot participa fizic din motive obiective.